Caz cutremurător în comuna Arefu din județul Argeș. O femeie s-a autoincendiat, iar apoi a sărit într-un lac. Despre acest caz incredibil vine cu mai multe detalii colega noastră Mariana Zaharia. Bună dimineața, Mariana, ce ai reușit să afli? Bună dimineața, femeia în vârstă de 49 de ani avea probleme de sănătate, ar fi suferit în urmă cu ceva timp o intervenție pentru o tumoare la cap, iar atunci medicii i-ar fi avertizat pe cei din familie că este posibil ca femeia să rămână cu astfel de tulburări. În această dimineață, în jurul orei 7:30, a venit apelul la ambulanță. Femeia s-a autoincendiat în grădina unor rude. Acolo oamenii aveau și un lac, cel mai probabil genul acela pe care și-l fac oamenii la țară, în grădină, ca să ude. Ei bine, după ce s-a autoincendiat, femeia s-a aruncat în lac. A găsit-o soțul ei acolo în apă, a scos-o, a dus-o în casă și a sunat la ambulanță după ajutor. Femeia a fost preluată conștientă, însă, așa cum știm, în cazul arsurilor, abia mai târziu se văd exact efectele. Așa se face că la spitalul din Curtea de Argeș, și acolo unde a fost dusă, medicii au spus că femeia are arsuri pe 80% din suprafața corpului. Asta înseamnă că ea este în stare foarte gravă. La această oră, doctorii de acolo, de la Curtea de Argeș, încearcă să o trimită către un spital din capitală, unde să îi poată fi îngrijite arsurile. Totodată și poliția a deschis o anchetă în acest caz pentru a stabili dacă este într-adevăr vorba despre o tentativă de suicid. Mariana Zaharia a fost